Ei, ce faci? Ce bine arăți, dă-mi voie să te îmbrățișez. Numai puțin, Alex, să ne luăm în brațe, că ne-am văzut și când a fost la Survivor și asta. Da. Să ne luăm și noi în brațe. Ce faceți? Cum sunteți? Foarte bine. Mi se pare că vă descurcați foarte bine în bucătărie unde gătiți. La tine se vede foarte bine. Dar cum crezi? Adică te-ai mai îngrășat față de data trecută, haide să luăm loc aici. Era vară și eram îmbrăcat mai... Da, exact. Am văzut eu că te-a pus să faci ardei, guacamole, da, faci de toate acolo pe Instagram. Fac ce pot. Te descurci foarte bine, să știi, bravo, felicitări. Mulțumesc. Foarte frumos, oameni buni, căutați-l, Alex Militaru și pe Carmen Grebenișan. Chiar fac niște chestii foarte faine pe acolo, prin bucătărie. Dar tu erai pasionat de bucătărie? Nu eram pasionat, adică eram pasionat de bucătărie și mi-am dat seama târziu, de fapt, că asta o aveam de mic. Aha, era în sângele era tău. În sângele era meu, pasionat exact. De mâncare. Mamă, mâncare. Deci m-ați prins la mijloc. Da, exact, ești la mijloc aici. Ce faci, Carmen? Cum ești? Eu foarte bine, tot mai bine. Dar uite, am emoții pentru ceea ce se întâmplă astăzi. De ce am auzit, emoții? V-am auzit și de știu ce se întâmplă. A trecut un an de când am plecat și eu la Survivor. Și? Și am emoții că știu ce se întâmplă și prin ce trec și abia aștept să văd episodul. În seara asta, mâine seara și poi mâine Survivor, da? All Stars, chiar că o să fie o întreagă nebunie. Și vedem ce se întâmplă. Da, până atunci mă gândeam că ai emoții și despre ce subiect o să avem astăzi în emisiune. Da. Da, trebuie să mă sensibilizez un pic. Nu, ideea că subiectul tău ne-a sensibilizat pe noi. Și serios? Da, e fix dovada aia, viața bate filmul. Da, viața cam bate filmul. Serios, fără nicio chestie. Da, uite, acum, stând și gândindu-mă la treaba asta, cumva sunt foarte recunoscător pentru ce mi s-a întâmplat. Că a fost să fie așa. Da, ai avut un moment de furie? Atunci când am aflat, îți dai seama. Și am fost furios pe cum am aflat. Am trecut peste. Putem să le zicem celor care se uită la emisiunea noastră? Cum să nu? Pentru că, practic, tu ai aflat la 18 ani sau nu? Da, nu am vrut să cred până atunci, am mai auzit se întreba asta. Doar că ești adoptat. Da. Dar nu am vrut să cred niciodată. Pur și simplu, chimie, chiar mi se părea că se mă cu taică-mă, știi? Și cum? Atât înălțimea era plauzibilă, pentru că îmi ziceau că se mă cu unchii meu. Și am zis, da, mă, da, e clar, așa din e. Din familie. Da, sunt din familie, restul vorbesc de rău, știi? Și cum a fost? Cum ai aflat sau cum? Am aflat, na, fiind mici, prieteni de-ai mei, un verișor de-al meu, vorbea și el fără să știe. Credea că nu e ceva așa foarte important și n-am aflat. Pentru că el auzise în familie. Da, auzise în familie, n-a știa, dar probabil ei au tot ținut ascuns treaba asta ca să mă protejeze pe mine. Despre asta a fost vorba. Și tot auzeai, nu credeai? Nu, am auzit odată când am auzit că el vorbea treaba asta. Și asta m-a deranjat. Am fost furios în momentul ăla, mă rog, cu anii... Atunci aveai 18 ani? Da, 18 ani și un pic. Pentru că zisei că până atunci mai auzisei povestea asta, dar nu te importase atât de tare. O mai auzim așa într-o răutate, prin clasa 7, stăteam cu o fată, m-am despărțit de ea și mi-a zis, bă, adoptatule. Știi? Asta și de unde știa? Probabil știa de la știa din oraș sau undeva, nu? A, pe probabil că na, ca fiecare în familie se vorbesc lucruri de genul. Uite, poate ar fi foarte bine ca oamenii care se uită la emisiunea noastră să înțeleagă că astea sunt lucruri care pot să te rănească foarte tare, da. Și că la școală nu poți să-i zici unuia e copil chestia asta, pentru că poți să rănești și nu știi niciodată ce rău poți să-i faci copilului ăla. Acum stând și gândindu-mă iarăși, nici copilul nu știa că face atât de mult rău. Tocmai, cea mai mare problemă e să le explicăm oamenilor asta. Cea mai mare problemă e în familie că atunci tu ca adult când începi să vorbești anumite chestii, să ai grijă cum le spui și cum le înțelege copilul tău. Sau cel mai bine să nu le spui. Să nu le expui. Uite, Ale, știi că am avut eu o situație, mă scuzați că vă întrerup în discuția. Am avut o situație similară în copilărie pe clasa 1, când aveam un prieten foarte bun care îmi plăcea mult de el. Și ca să mă bage în seamă, i-am spus ceea ce mi s-a zis în familie, că el era adoptat. Și eu i-am spus, dar am zis, uite, Gabi, tu știi că ești adoptat. Și a zis, ce? Și a zis, da, tu ești adoptat, mi-a zis mama. Și atunci a fost un scandal la școală și m-a certat și mama, mi-a zis că nu trebuia să zici ceea ce vorbim acasă, dar n-am avut intenții rele. Tocmai de asta, exact ce zicea dar Alex, poate e bine părinții de foarte multe ori să se gândească înainte de a povesti cu copiii anumite lucruri, pentru că copiii nu-și dau seama, se duc, vorbesc, povestesc despre lucrurile astea și s-ar putea să facă mult rău. Și fac lucrurile astea pentru a fi în centru atenției și știi, aud ce vorbesc adulții și să apucă și o spun mai departe, fără să-și dea seama că, bă, poate... ăla de care vorbești poate fi afectat, știi? Păi și atunci când tu aveai 18 ani și când ai auzit povestea asta, te-a deranjat, ai dus la ei tăi să-i întrebi? Da, m-am dus la ei mei să-i întreb, ai mei au fost foarte drăguți, nu știau cum să reacționeze, că nu voiau să mă supăr nici pe Alin care era vărul meu și ne crescuseră pe toți trei împreună, am fost trei verișori și am crescut mereu împreună și n-au zis, hai mă, mami, nu știu ce, n-au avut o explicație prea bună la momentul ăla. Și am lăsat așa lucrurile să vină cu timpul. Păi și ai întrebat-o pe mama ta atunci? Da, am întrebat-o, dar tot le era greu să recunoască treaba. Și tu atunci ai înțeles că într-adevăr ești... Am înțeles că într-adevăr sunt adoptat și, nu știu, am luat lucrurile așa cum...
cum le putea lua un copil la 18 ani. Și apoi ai avut o discuție cu ei? Am avut o discuție și mi-aduc aminte că abia plecasem la facultate. Am aflat într-o vineri seară, duminică trebuia să plec iară spre București. Am plecat spre București cu o mini explicație, un mini argument. Și apoi marți m-a sunat maica mea, mi-aduc aminte că hai că venim la București să stăm un pic de vorbă. Și plângea așa în telefon. Și atunci am avut o discuție mai concretă. Nu mai știu exact dacă vrei să spun toată discuția, nu mai mi-aduc aminte. Și ai avut un moment în care le-ai spus de ce nu ți-au spus mai de mult sau? Bă, i-am întrebat, da, acum, na, timpurile s-au schimbat. Ei atunci, asta a fost singura lor frică, așa mă gândesc eu, că la un moment dat, dacă aflam mai devreme, eu fiind o fire mai rebelă, o luam, da, exact, plecam de acasă. Dar știi ceva de părinții biologici? Nu, nu știu nimic. Chiar nu știu nimic. Și știi cum te-au adoptat sau ai întrebat pe ai tăi? La 3 zile. La 3 zile? Da. Practic. Practic sunt al lor, da. Deci mama, la 3 zile din spital, practic. Din spital, da. Exact. Și părinții n-au păstrat legătura cu... Nu, din ce știu eu, mama naturală nu a vrut nicio secundă să-și asume. Adică, cumva... M-a dat și gata, asta a fost. Eu oricum nici nu simt că aș aparține altcuiva decât alor mei. Alor mei... Da, celor care practic le, celor care au ales pe părinți. Credeam că plângi. Da, mă gândeam. Te gândeai tu, știi, ți-a spus Alex povestea asta oarecum când ați... Mi-a spus-o. Pe mine m-a șocat pentru că mi-a spus-o într-un moment neașteptat, adică povestea despre alte lucruri. Voi aveți relație, a început să-ți duc? Nu, era o relație de prietenie când mi-a spus. Și ți-a zis, da. Uite... Mi-a zis, vorbeam despre alte lucruri și mi-a zis, tu știi că s-a adoptat. Am șocat, nu știam cum să reacționez pentru că știam că am trecut, am și o traumă cu chestia asta când am făcut prostia asta când eram mică și atunci n-am știut cum să reacționez, să nu deranjez omul, să nu-i spun ceva nepotrivit. Dar el e o persoană foarte puternică. Adică chiar e o persoană foarte puternică. Și mi-am dat seama trece de... Trece mai ușor peste lucruri decât mine, de exemplu, mult mai ușor. Câteodată l-am întrebat că eu chiar sunt curioasă și l-am întrebat, tu nu vrei să mai afli despre ai tăi biologici? Și a zis, nu, vreau să o las așa, nu vreau să-i deranjez nici pe mei. De părinți și nu vreau să scormonesc în trecut. Spuneai la un moment dat că chestia asta cu adoptatul s-ar putea să fie cel mai bun lucru care ți s-a întâmplat vreodată. Păi da, asta e clar. Dar voiam să spun altă chestie, că apoi îmi pierd ideea. Faptul că după ce am aflat că sunt adoptat, am început să vorbesc și să mă exteriorizez. Și a te ajutat mult. M-a ajutat mult. De, practic asta a fost terapia mea. Eliberarea, da, și vorbitul foarte simplu cu toată lumea, să știe cumva situația. Pentru că tu, când auzi lucrul ăsta, apoi ai o perioadă în care realizezi că 18 ani, mă rog, de când 15 ani, ai fost așa într-o, să nu zic minciună, dar na, nu a fost neapărat realitatea care era, știi? Și m-a ajutat enorm de mult să vorbesc despre asta cu oamenii. Mulți se închid, știi? Se închid în ei și nu vorbesc. Eu îți dau dreptate la chestia asta și mi se pare senzațional. Când ai o astfel de problemă sau ceva, să încerci să vorbești cu prieteni, cu apropiați. Exact. Pentru că dacă începi să o spui, nu te mai simți complexat de exact. Ea. Nu te mai simți exact. Ca și cum ascunzi ceva și lumea te arată cu exact. Degete. Exact. Și la un moment dat devine superputerea ta. Da, exact. Se transformă în superputerea da. Ta. Treaba asta. Depinde cum o gestionezi. Dar tu simțeai în anii ăștia că e ceva? Adică mă gândesc... Băi, crede-mă că da. Cumva da, simțeam, pentru că nu e... Dar nu știai să-ți explici, nu? Nu știam să... Nu puteam să-mi explic. Vedeam o singură chestie care mereu mi-apărea. Vedeam, nu știu, la prieteni acasă, la colegi acasă, la familie acasă, la verișori, zic, că exista o anumită conexiune între copii și mamă, tată. Nu știu, era conexiunea era aia, da, pură, cumva, știi? E, la mine întotdeauna a fost un pic forțată treaba. Adică ai simțit asta? Am simțit asta, au simțit adică lucruri de genul ăsta. Prietenii tăi au altă legătură cu părinții și la da, tine îți vedeai că se vorbea mult mai relaxat în familie, nu erau forțate lucrurile. În fine, ulterior, după ce am aflat treaba asta, s-a îmbunătățit drastic pentru la mine. Pentru că ei nu mai erau atenți să, exact, să exact, nu greșească, știi? Exact, exact, exact. Maică mea acum sigur să uită la emisiune și nu știa subiectul pe care îl vorbim. Sper să nu se supere. E o poveste care face parte din viața ta și da. Mă gândesc că la rândul lor și îți dai seama ce oameni puternici totuși. Foarte puternici. Mai, au luat un copil de 3 zile, nici nu știau exact. Că e bine, nu știau că multe. O să fie sănătos, că nu o să fie sănătos, al cui e, exact. Ce e cu el, cine vine peste exact. Noi să ne întrebe de el. Exact, știi? Exact. Dar ei își doreau mult copii și nu... Că pe ei, tu mai ai un frate, nu?
Nu. Ioana. Sau Carmen, tu ai. Am povestit undeva, da, de frate. Am povestit la podcast. La podcast, de asta zic. Dar tu ești singur, Alex. Eu sunt singur. Am avut o discuție la un moment dat în care chiar mi-a venit natural să spun treaba asta și m-am blocat. Și am zis că, uite, unii sunt într-o situație și alții... Și am lăsat-o așa, n-ai. Și tu ai zis, da, alții sunt în situație și a zis, ok, gata, m-am oprit. Dar tu n-ai înțeles. Dar ideea era că ai mei au avut aceeași problemă ca și Andrei, Alex. N-au putut să facă copii mult timp, vreo 10 ani de zile. Au încercat. Și la un moment dat... Bunica mea a insistat foarte mult ca mama să încerce, să încerce. Și după 10 ani, mai mie m-a făcut la 31, deși ei sunt de la, au fost de la 20 de ani împreună. Și am încercat odată și până la urmă am ieșit și eu și după 6 ani și fratele meu. Și am zis că în situația vorbeam despre business, că ai mei au pierdut totul, da. Dar m-au avut pe mine. Și ai lui au rezistat în perioada a crizei și cu tot business-ul, dar n-au reușit să facă copilul. Dar bine, eu eram deja luat atunci. Da, da, cumva, dar povestea era destul de asemănătoare din direcția asta. Da. Adică au fost încercate situații la amândoi. Cât, uite, când vii și povestești despre lucrurile astea, poate îi faci și pe alți oameni să înțeleagă că dacă au apăsarea asta, e bine să vorbească cu alți oameni. E bine să vorbească și întotdeauna să dacă, e bine dacă să vorbească și cu părinții. Da, întotdeauna dacă deții o informație de genul, nu o spune cu răutate către omul. Adică nu-l ataca cu chestia asta. Nu ataca cu chestia asta, că nici nu-ți dai seama cât de mult rău poți să faci. Dar știi ce vreau să te întreb, Alex? Dar părinții tăi ți-au spus că ei au încercat să aibă, uite ce zicea Carmen, și nu reușeau. Așa, n-am avut o discuție de genul eu cu maică mea să stăm, dar din ce auzeam, da, a avut probleme într-o sarcină. Au încercat să facă. Și nu s-a putut. Știu că și sora mamei mele a avut tot așa o problemă de genul și, mă rog, apoi ulterior a reușit să facă, mai la maică mea nu. Da, după ce ai aflat practic toată povestea, tot așa le-ai spus, mamă, tată, nu? Da, normal. În continuare, nu s-a schimbat nimic cu există povestea asta. Mami, știi, tati. Că, uite, cunosc niște persoane care au trecut prin lucrurile asemănătoare ție, numai că au fost adoptați la o vârstă puțin mai mare, vreo 3-4 ani, și după aia au efectiv au fugit de acasă și nu mai acceptau părinții și se duceau să-și caute cine sunt adevărații părinți și s-au răzvrătit împotriva părinților biologici care săraci de ei, împotriva părinților care i-au adoptat, da. Pentru că i-au judecat foarte tare. Știi că la tine, tu ai dat dovadă de normalitate, părinții tăi, știi? Da. Ați trecut ușor prin asta, dar sunt alții care nu trec așa ușor. A fost o perioadă când mi-a povestit și Alex că a fost mai greu pentru el. Acum... în momentul ăla, dar după aia am accesat și psiholog și ajutor și în toate părțile și chiar și-a revenit destul de repede. Practic, ai nevoie de ajutor, practic cea mai mare... perioada cea mai grea a fost atunci când ești adolescent și te cerți, cerți tu ca copil cu părinții. Și, nu știu, mai simțeam și treaba asta. Și ai spus vreodată, dar știi ce nu m-a mai certat atunci mama mea? Asta? Păi nu, e că deja plecasem când am aflat, n-aveam cum să mai zic nimic. Înțelegi, am plecat la... Că fără să vrei să declanșează răutăți de astea pe care... Nu. Și oricum nu am inteligența asta. Uite, zice cineva ce nu te omoară te face mai puternic, oameni frumoși, ce băiat deștept, ce băiat cu minte. Uite, vezi? Și uite, sunt oameni care spun că și ei au trecut prin așa ceva. Uite, și soțul meu a aflat că a fost adoptat la 20 de ani. Prima reacție a fost să meargă la părinții adoptivi și să le mulțumească că l-au crescut. Adriana din Prahova. Adică nu e singurul care treci prin așa ceva. Cu siguranță. Da, asta clar. Nu sunt singurul, doar că na, fiecare are cazuri diferite. Da, și de câte ori vorbeam puțin despre situația asta, mie mi-ar fi fost, cred că, mult mai greu să trec. Dar nu e așa, când ești acolo, nu mai e. Când o trăiești tu, altfel o povestești. Bună, și noi, adică fiica mea a adoptat un copil nou născut, l-am găsit în casa scării. Noi am spus de mic, tocmai ca să nu aibă vreun șoc, este mai bine să afle de mic. Acum da, acum înțeleg că foarte multă lume face asta și adică, cumva... Exact, și pentru părinți care poate nu știau atunci, nu aveai de unde să te informezi. Exact, mă, asta bale, e, de unde să te informezi. Exact, nu există informația care există în momentul ăsta. Și acum se spune că e bine să le spui copiilor de când te întreabă și de când de când te întreabă sau nu știu, când ajungi la o vârstă, poate 12-13 ani, când înțelege, poate și un pic mai repede. Cu ajutorul unui psiholog sunt convins 100% că poți să-i pui problema să o înțeleagă. Mama e cine te crește, nu cine te naște. Corect, sunt de acord. Pentru că presupun că ai auzit și tu vorbele astea. Da, normal. Superbi amândoi. Părinții tăi sunt niște părinți adevărați care l-au crescut și educat. Carmen, felicitări pentru că faci parte din familia acum. Cineva, ce păcat că nu-ți cauți mama biologică. Cine știe de ce a trebuit să ia decizia asta? N-am niciun răspuns. Da, știi cum e, ce simți tu? Da.
eu simt că am făcut ce trebuie și că fac ce trebuie. Am adoptat și eu un băiat de 2 luni, acum are 24 de ani, am spus și eu pe la 17 ani, a fost greu, atunci nu a înțeles, dar încet, încet și-a revenit la normal. Este un copil excepțional, suntem mândri că l-am crescut. Ți-am zis, foarte mulți oameni au trecut prin așa ceva. Da. Întreabă cineva, Măruță, poți să-i întreb de unde provine? Eu sunt din Dejeș, județul Olt, și sunt mulți militari acolo. Pe din județul provin și eu, da. Da, tu știi cum e. E un nume des întâlnit acolo. Da, militarul chiar da, să știi. Adică eu aveam în școală vreo 4 militari pe lângă mine. Că, bun, Carmen, ești o norocoasă. Uite, dă cineva mesaj și doar atât. Și eu am fost adoptat. Da. Înainte ți era rușine de chestia asta, crede lumea de tine. Erau da, exact. Da. Așa e. Chiar ți era, să știi. Nu se discuta așa de liber. Nu se discuta. Din punctul ăsta de vedere, e mult mai bine în momentul de față cu informația asta, că știi... Dar știi că am avut un subiect aici la emisiune, ceva ireal. Deci, aia poveste, nu știu dacă știi. Stai, cred că știu de cine îmi zice. Am plecat în Canada. Aia în Canada, da. I-am văzut și mie mi s-a părut incredibil aia. Doi frați care s-au întâlnit în urma unei aplicații unde și-au pus să-și vadă ADN-ul și amândoi abandonați pe marginea străzii și s-au reîntâlnit pe 50 de ani în Canada. În același cartier. În același cartier copiilor. Uite-te. Mi s-a făcut pielea de ghinion. Uite-te. Uite-te aici, fii atent. Da, exact și copiii lor amândoi același nume, atât că fata era, nu știu, Mihaela și băiatul Mihai. Ceva, ceva. Da, și imaginați că și amândoi mutați în Canada. Da, în același cartier. Și copiii erau la aceeași școală. Da, toate se întâmplă cu deci copiii. Și eu, după 50 de ani de povestea asta, în urma unui test de ADN pe care și l-au făcut într-o aplicație, iar aplicația le-a spus, vedeți că aveți șanse foarte mari să fie cineva în apropiere, ieșise procentul mare și așa s-au cunoscut. Incredibil. După 50 de ani. Eu ți-am mai povestit asta odată, dar nu-ți mai aduci tu aminte. Adică povestea e ireală. Da, aia chiar e ireală. Și de asta zi mă gândeam că acum cu toată tehnologia asta te-ai gândit să faci chestia asta? Nu. 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 Chiar nu sunt curios și oricum n-am fost niciodată curios și asta cumva mă supără pe mine că dacă ar fi încercat să vorbească un pic mai devreme cu mine treaba asta, sunt convins că eu în toată nebunia mea de copil aș fi înțeles, nu aș fi făcut urât. Dar ei n-aveau de unde să știe. Ei știu că n-aveau de unde să știe, pentru că na, eu având un comportament de ăsta mai rebel, nu prea stăteam acasă. Uite, cineva zice, dar mamă, câte mesaje de la oameni care trec prin așa ceva. Da. Uite, noi am adoptat o fetiță când aveam 11 zile, acum are 24 de ani, este studentă, suntem mândri de ea. I-am spus adevărul la 16 ani, deja bănuia ceva, dar m-a șocat răspunsul ei. Mami, nu credeam că cineva poate iubi un copil adoptat atât de mult ca voi și bunicii și unchii. Da. Ea zice că mereu nu acceptă să spună că e adoptată și spune, lasă că tu m-ai născut prin cezariană. Da. Cineva, uite, afla la vârsta de 12 ani că a fost înfiată și la vârsta de 33 de ani, mama biologică a găsit-o prin intermediul unei emisiuni de televiziune. Da. Da. Sunt multe cazuri, într-adevăr. Sunt multe cazuri. Uite câte mesaje vin fix cu genul acesta de subiect. Da. Băi, Alex, ce să zic, să ai putere. Și am de fapt avut, ai trecut și mă bucur că ai avut curajul să vii și cred că să le spui oamenilor mesajul ăsta al tău. Voi oameni buni, când aveți ceva pe suflet, nu țineți în voi, du-te și povestește cu cineva. Spune, mai ales când e vorba de chestia asta. Asta e cel mai important. Nu, e când ai orice te apasă greu de tot și vrei să o ții în tine, dă-o afară. Cu cât o dai, eu am dat-o de multe ori afară, adică crede-mă că la un moment dat vorbeam numai despre lucrurile astea. Când mă mai întâlneam cu prieteni, cu Carmen. Nu, Carmen, cred că am pornit subiectul ăsta cu ea de... De vreme. De vreme și de multe ori, de zeci de ori, sute de ori. Da, și te simțeai mai sigur pe tine după ce te eliberai, adică simțeai că nu mai e... Da, exact. Cumva da, să știi. Că nu mai are cu ce să te atace cineva în casă. Exact. Pentru că s-a creat cumva fără să-ți dai seama... O problemă care nu exista, practic. Nu știi că problema asta era doar pentru tine, tu simțeai ca o rușine. Păi da, că, nu? Da. Și din exterior nu se vedea așa. Păi nu, normal că nu se vedea. Vezi, tocmai de asta zic și îi sfătuiesc pe toți care au situații de genul să vorbească cu copiii. Și să nu le fie, adică părinții să vorbească cu copiii. Părinții să vorbească cu copiii, da, normal, să nu le ascundă.
Perfect. Mersi mult de tot că ați trecut și că ați venit să povestiți despre lucrurile astea. Carmen, să ai multă baftă. Ne uităm pe Instagram, Carmen Grebenișan și Alex Militar, să vedem ce mai gătesc cu oamenii ăștia. Nu de alta, dar mâine, poi mâine, Alex a participat la vreun Masterchef ceva. E că te descurci bine în bucătărie sau te ajută montajul ăla, dar pare că știi ce faci. Mă ajută și Kiki, mă ajută mult. Perfect. Poate le iau la un test pe Alex cu șef. Da, am văzut că și tu gătești bine. Da, mă, exact. Să vedem ce știi. Super, ia uite aici. Nu, confruntarea dulăilor. Deci Ciuca a făcut o omletă în viața lui și acum e și el mare șef. Vorbești. O omletă și a întors o carne pe grătar. Mai ții minte ce ai făcut în paharul ăla de a mâncat? Și ce, n-a fost bun? Ba da, dar mai ții minte ce ai făcut? Da, bineînțeles. Ce? Dovleac. Și mai știi să-l faci? Bineînțeles. Muncă, nu talent, muncă. Stai un pic, că mâine, poimine, apare și Ciucă pe Instagram cu, că nici Ciucă nu mai e chiar așa de capul lui. Pacă, iubire, dă mixerul, gătim. Stai să vezi. După publicitate revenim, oameni buni. Cristi Mitrea alături de noi, coleguțul. Iată-l, să nu vă speriați, cu 25 de kilograme mai slab. Arată impecabil coleguța noastră. Vorbim despre Survivor, ce ați auzit mai devreme. Dar ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate. Mai avem multe să vă spunem. Ne vizitează și Bogdan Vlădău. Și vedeți imediat ce mai avem.